împinge, băi. De ce faci ăsta în Bălău, domnul Dragnea? Merge. De ce aruncați în ziariști? La noi ziariști. Dar nu vă e rușine? Cum să fac? Păi ați aruncat în mine, nu vă e rușine? Unde v-am aruncat? Unde? Aici mi-ați aruncat. Ia uitat. Ia uitat. Ați dat după mine, nu vă e rușine? Femeie bătrână și faceți prostii. Vă văd nepoții la televizor că sunteți agresivă. Nu vă e rușine? N-aveți genă? De ce faceți dăm bălău, domnul Dragnea? De ce faceți dăm bălău? De ce faceți dăm bălău? De ce faceți dăm bălău, domnul Dragnea? De ce nu rețineți pe domnul care a comis agresiuni? Pentru că de ce nu l-ați reținut? Nu, nu, este între agresat toți jurnaliștii. Nu, vă duceți dumneavoastră. Toți jurnaliștii i-au agresat, dumneavoastră trebuia să rețineți. Dacă dumneavoastră considerați că vi s-a făcut... De ce sunteți sclavii PSD-ului, voi jandarmii? Vă rog frumos la secția de poliție. Voi jandarmii, de ce sunteți sclavii PSD-ului? Nu-mi spuneți mie. De ce nu aplicați legea? Cunosc legea foarte bine. Trebuia să rețineți, să duceți la secție. Nu, problema este că dumneavoastră a comis o agresiune în fața ceva și dânsul altceva. Nu, toți ziariștii zic asta. Da, perfect. Toți ziariștii. Am înțeles. Și credeți un cetățean de poliție? Credeți un cetățean despre care nu știți cine e și nu credeți ziariștii? Nici de către dumneavoastră nu știu cine sunteți. Deci ca să ne înțelegem. Da. Ok. Când mergi seara acasă o să fii mândru de ce vezi în oglindă, că e sclavul unui corp ca unui frate. Dacă considerați că vi s-a făcut o nedreptate. De capul vostru, jandarmeria română, ați rămas sclavii lui Dragnea. Exact ca pe vremea PSD-ului ați rămas sclavii lui Dragnea. Să vă fie rușine, jandarmeria română. De ce faceți asta în Bălău, domnul Dragnea? Mergeți la pușcărie din nou? Cu tine, băi! Dar serios, aveți un cetățean aici care nu justifică niciun fel, n-are niciun interes legitim să fie aici. De ce l-a lăsat? Și a fost agresiv mai devreme. Păi, dar de ce nu e reținut? A comis o agresiune, e filmat. Deranjează toată presa. Păi, da, dar de ce nu e reținut, stimate domn?
Ce face jandarmeria? Incredibil. Domnul Dragnea, ce credeți că rezolvați cu scandalul ăsta? De ce n-ați venit în liniște? De ce ați adus oamenii? V-a dat de înțeles? Domnul Dragnea, v-a dat de înțeles dacă e gata dosarul? Se pregătește trimitere în judecată? De ce ați vrut să dați pagă bugetul de înarmare armatei? La Burci acolo, la Burci? La Burci, la Snagov, domnul Dragnea. Data trecută nu v-a ajutat că ați venit cu interlop la Nata Curtea. Acum ați venit cu interlop. Bună seara, dragi prieteni. O să vă rog foarte frumos să mă ajutați cu distribuirea acestui live. Încerc să lămuresc puțin câteva lucruri după ce am montat. Am urmărit materiale de la dumneavoastră. Este absolut oribil ce se întâmplă pe televiziunile de știri, inclusiv la TVR, la emisiunea România Nouă. Am transmis departamentului juridic de la TVR solicitarea unui drept la replică. Mâine voi sesiza Consiliul Național Audiovizualului. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați trimis înregistrări video. Știu că a fost greu să le faceți pasaje din emisiuni de știri. De la posturile de știri, voi sesiza Consiliul Național al Audiovizualului pentru posturile Antena 3, România TV, Realitatea, Digi și pentru emisiunea de la TVR, emisiunea lui Cristache. Am să vă explic de ce. Vreau să vă explic înainte ce s-a întâmplat astăzi la Direcția Națională Anticorupție. În linkul din textul de descriere al acestui video, link pe care acum îl postez și în comentarii, în textul de comentarii, pe Mălin Bot, pe profilul meu și pe Mălin Bot, pagina publică, acolo unde transmit acest live, vedeți imaginile pe care le-am filmat astăzi la Direcția Națională Anticorupție. Din aceste imagini, sunt 46 de minute de imagini, se vede foarte clar că a existat un singur grup care astăzi a făcut scandal la Direcția Națională Anticorupție. Acest grup a fost reprezentat de către un grup de pensionare coordonate de către un tânăr pe care l-am filmat, l-am identificat, l-am arătat jandarmeriei și gărzile de corp ale lui Liviu Dragnea. De asemenea, veți vedea, dragii mei, mai un pic am niște postaci pe aici, da? Încerc să-i moderez în timp real, să-i blochez. Veți constata, dragii mei, dacă veți intra pe profilul meu de Facebook, mă urmăriți pe Facebook, mergeți mai jos în timeline după ce închid acest live, oamenii mi-au trimis și vă mulțumesc din suflet fotografii din materiale de ale mele vechi din 2017, când Dragnea a mai fost la Direcția Națională Anticorupție, însoțit de interlopi, când au fost câteva dintre persoanele pe care astăzi le-am filmat. De asemenea, pe canalul meu, pe pagina mea de Facebook, veți găsi, dragii mei, un montaj video cu imagini de la televiziunile de știri în care se vede clar cum acel individ pe care l-am identificat, îl știu cine este, este din Teleorman. Mâine voi formula o plângere penală împotriva lui. Se vede cum acel individ, după ce Dragnea intră în sediul DNA, se vede clar cum mă prinde de aparatul cu care încercam să filmez. Este acest aparat, da? Pocket, Osmo Pocket. Și încearcă să mi-l smulgă din mână. Eu n-am văzut atunci, se vede cum eu vin cu mâna stângă peste el și încerc să-mi eliberez aparatul și un cameraman care era în față probabil s-a dezechilibrat și în balans l-a lovit cu camera, l-a lovit în frunte, de aia individul era rănit. Toate aceste lucruri se văd pe imagini. Momentul în care acel cameraman s-a dezechilibrat și l-a lovit în frunte pe
bodyguardul lui Dragnea, probabil că este momentul în care el a dat drumul aparatului meu. Eu nu am văzut exact ce s-a întâmplat în sus, pentru că eu mă uitam în jos cu mare atenție, încercam să-mi eliberez dispozitivul de filmat să nu mi-l strice. Deci ăștia sunt singurii oameni, mă scuzați, o să-l pun pe silențios, care au făcut scandal astăzi la Direcția Națională Anticorupție. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați trimis link-uri către emisiuni, tuturor celor care m-ați ajutat cu înregistrări video, dar vreau să vă mai rog ceva, dragii mei. Eu am pus link-ul pe pagina mea de Facebook de formulare de sesizare la Consiliul Național Audiovizualului. Eu intenționez ca să chem în justiție toate televiziunile care astăzi au, pe mine cel puțin, m-au denigrat, spunând că și eu am făcut scandal, că și eu am aruncat cu lucruri, că tot ceea ce ați văzut dumneavoastră. Ca să pot face asta, este necesar ca să existe cât mai multe sesizări la Consiliul Național Audiovizualului, de la cât mai multă lume, din partea celor care ați văzut concret știrile. Acum puteți vedea pe canalul meu de YouTube adevărul și sesizați CNA-ul. Dacă eu am pentru fiecare televiziune care astăzi a mințit câte o hotărâre a CNA-ului de sancționare, eu pot să le chem pe toate incorpore în instanță în baza acelor hotărâri. Pentru a avea aceste hotărâri este necesar să reclame cât mai multă lume. Vă repet, toți cei care ați văzut și mi-ați spus că ați văzut la diverse televiziuni, mi-ați trimis și link-uri și unii chiar ați filmat sau unii au făcut au captură de ecran, alții au filmat cu telefonul și mi-au trimis de pe televizor. Ați văzut concret ce a fost acolo și ați văzut materialul meu. Puteți vedea care este diferența, puteți constata că am fost denigrat și puteți face reclamație. De ce? Pentru că legislația audiovizualului prevede, sunt două articole pe care le-au încălcat. Unu, nu ai voie să acuzi pe cineva fără să dai punctul lui de vedere. De ce ar fi trebuit să mă contacteze, să mă întrebe? Nici o televiziune de știri nu m-a contactat, nici TVR-ul, în emisiunea lui Cristache și Ion Cristoiu, turnătorul la securitate Coroiu. Deci niciunul nu m-a contactat, ceea ce încalcă principiul audiatur ad altera parts. Adică să dai toate punctele de vedere. N-au făcut treaba asta. TVR-1, emisiunea lui Cristache, la știri am înțeles că s-a relatat corect. România TV, televiziunea fugarului Sebastian Ghiță, Antena 3, Realitatea și Digi24, unde reporter a fost George Lăcătuș, pe care îl cunosc de la Adevărul, care este de o nesimțire crasă, pe care eu l-am văzut acolo, el a văzut tot ce s-a întâmplat și cu toate astea a relatat exact ca Antena 3. De ce o fi făcut asta nu știu, dar eu am spus de mult timp că Digi este aceeași mizerie. Rugămintea mea este să sesizați și dumneavoastră Consiliul Național Audiovizualului. Ajută foarte mult dacă sunt multe sesizări. Cu cât sunt mai multe sesizări, cu atât ei judecă mai repede cazul. Și dacă sunt zeci, sute de sesizări, ajută chestia asta. Eu mâine, pentru că astăzi sunt destul de obosit, sunt destul de stresat după ce s-a întâmplat acolo, nu mă așteptam să fie astfel de scene, nu mă așteptam, sunt 2021 cu ministrul PNL, cu Dragnea a ieșit din pușcărie, PSD-ul nu mai are majoritate, angajații Ministerului de Interne, Recte Jandarmeria Română, să procedeze exact ca în 2017. Am să pun link-ul, de fapt am pus link-ul în postarea precedentă, acum este live, înainte de acest live, este link-ul cu screenshot-ul pe care mi l-a trimis cineva cu acest agresor de astăzi, care a fost prezent și în 2017. În comentariile acelei fotografii, atât de pe pagina publică, cât și de pe profilul Mălin Bot, am pus materialul filmat de mine atunci. Și o să vedeți că exact la fel a fost și jandarmeria exact la fel n-a luat nicio măsură. Bun. Acum vreau să vă lămuresc puțin. Nu intenționez să fac un live foarte lung. Vreau numai să lămuresc aceste aspecte. Imaginile vorbesc de la sine. Eu am montat, inițial eu m-am dus acolo să montez pe ideea, să filmez și pe ideea că o să montez un material mai scurt. Nu bănuiam că o să iasă ce a ieșit. Pentru că a ieșit ce a ieșit și pentru că televiziunile de știri, cele pe care le-am menționat, plus emisiunea lui Cristache de la România 9, de la TVR, care este, TVR-ul înțeleg că este în reformă, nu condamn tot TVR-ul, strict e problema cu Cristache și cu
turnătorul la securitate Ion Cristoiu, care m-a denigrat foarte urât și a mințit despre mine. Nu mă deranjează că îmi critic activitatea, nu mă deranjează că emite opinii cu privire la activitatea mea, dar mă deranjează că minte. În acea emisiune, timp de vreo 20 de minute, s-a mințit că eu aș fi scuipat pe cineva, că eu aș fi agresat pe cineva, că eu m-aș fi legat aiurea de Dragnea, că... Deci toate nebunile, emisiunea e pe Facebook, puteți să o vedeți, cum a putut să mintă Cristoiu este absolut incredibil. Sigur că o să văd în justiție ce pot să fac, dar pot să fac foarte multe dacă dumneavoastră veți sesiza CNA-ul și dacă vor fi multe reclamații. În momentul în care CNA-ul emite hotărâri, ar trebui să emită teoretic dacă sunt multe reclamații și o să verificăm și majoritatea CNA cu acest prilej, noua majoritate. În momentul respectiv am dovada faptului că aceste televiziuni au avut un comportament ilicit, că au încălcat legea. Și atunci ei intră în răspundere civilă și există premisele unui litigiu care chiar să aibă succes, să nu dau aiurea în judecată, că timpul meu și așa este ocupat și nu îmi place să fac lucruri inutile. Dar este nevoie ca împreună să mă ajutați, de unul singur e o bătălie destul de grea pentru mine. Eu mâine am să stau toată ziua să scriu sesizări în nume propriu. Dar dacă sesizați și dumneavoastră ajută foarte mult. Bun. Acum, dragii mei, vreau să vă zic, în plus, pe lângă ce am explicat în imaginile vorbesc de la sine, nu mai discut despre ce am făcut eu acolo, pentru că tot ce am făcut eu am filmat și am montat brut, totul am montat. Deci tot ce am filmat am montat. Au rezultat 46 de minute. Eu am ajuns acolo la ora 12 și un sfert și 20, Dragnea a venit la ora 1, deci aproape toată șederea mea acolo a fost filmată, da? Sunt 46 sau 49 de minute. Deci imaginile vorbesc de la sine. Vă rog foarte mult să vă uitați, linkul este în textul de descriere al acestui live, e pus și în comentarii, insist să vă uitați și să vedeți cât de mare este diferența între ce ați văzut la știri și ce s-a întâmplat în realitate. Înainte de a vă da câteva detalii despre ce s-a întâmplat în realitate, vreau să clarific un aspect foarte important. Liviu Dragnea este eliberat condiționat, îndoielnic, pentru că nu-și recunoaște vinovăția și, pe cale de consecință, nu dă dovezi de îndreptare. Pentru că a comis abateri grave în penitenciar, a făcut interviuri ilegale, știți cu toții ce a făcut cu Anca Alexandrescu, n-ar fi trebuit să fie eliberat mai devreme. Dar niște doamne de la Tribunalul Giurgiu, una dintre ele cu mari probleme, au decis să le libereze. În mod normal, el fiind eliberat condiționat, ar trebui să nu provoace probleme în societate. În realitate, din secunda 1 în care a fost eliberat, el a început să provoace rebeliune și turbulență în societate și scandal. Organizat de către Codrin Ștefănescu. I-a adus oameni la penitenciar și astăzi i-a adus oameni la Direcția Națională Anticorupție. Dragnea a fost citat la Direcția Națională Anticorupție în dosarul Teldrum pentru procedura privind prelungirea sechestrului pe avere. Sechestru care a fost luat în momentul în care Liviu Dragnea a fost trimis în judecată. Conform legii, acest sechestru pe avere, dragii mei, nu este definitiv. El este pe o perioadă. Și, pe măsură ce merge procesul, el se prelungește. Persoana în legătură cu care se pune sechestru pe avere, persoana pe averea căreia se pune sechestru, conform procedurii, este informată în legătură cu prelungirea sechestrului de avere. Procurorii DNA l-au contactat pe apărătorii lui Dragnea și l-au citat la DNA ca să-l informeze în legătură cu această măsură administrativă. Dragnea, dacă nu voia scandal, dacă nu voia tulburențe în societate, se ducea și nimeni nu știa. De ce a fost scandal? Pentru că domnul Codrin Ștefănescu a postat pe Facebook, s-au întâmplat două lucruri, am vorbit cu ziariștii astăzi la fața locului, nimeni din DNA n-a transmis informația că vine Dragnea. Cum s-a transmis informația? Codrin Ștefănescu a postat pe Facebook, intenționat, și jurnaliștii mi-au spus că una dintre avocatele lui Dragnea i-a informat, băi, la unul vine Dragnea. Deci, publicitatea prezenței lui Dragnea la DNA a fost făcută de către Dragnea, prin oamenii lui. Deci el și-a dorit ca lumea să știe că el vine la DNA, ca presa să fie prezentă.
Deci el a invitat pe toată lumea, prin Codrin Ștefănescu, care a postat pe Facebook, postarea este publică. Deci el este cel care a pus la cale acest scandal și și-a asumat acest scandal. Dincolo de acest aspect, depășind acest aspect, mutatis mutandis. Deci Dragnea putea să vină dacă era de bună credință, dacă era un eliberat condiționat care respectă legea, fără scandal, fără circ, nu știa nimeni, venea, semna, nu se afla, nu știu, poate își făcea după aia o poză și punea pe Facebook. Deci el a făcut acest circ, oameni buni. Că eu nu cred că Toarășu Codrin Ștefănescu a pus pe Facebook fără acordul lui Dragnea. Că n-avea de unde să știe că este între Dragnea și avocații lui. Este confidențialitatea relației avocat-client. Avocatul de asemenea n-avea cum să dea la presă dacă Dragnea nu era de acord, pentru că a făcut ceva ilegal avocatul. N-ai voie să dai la presă fără acordul clientului. Înțelegeți? Deci Dragnea este cel care a inițiat acest scandal. Nici o televiziune n-a explicat acest lucru. Oameni buni, au mințit cu nesimțire. Ce s-a întâmplat mai departe și veți vedea imaginile filmate. Pentru că eu am avut cu mine și o cameră de zoom și am filmat concret. Când grupul de pensionare, o să vedeți imaginile, a fost adus pe o stradă, pe colțul unei străzi care dă în Știrbei Vodă, unde este sediul DNA, la o distanță oarecare, 50 de metri de sediul DNA, și vine acest coordonator al lor, un tânăr, care în fața sediului DNA era cu mască, dar eu l-am filmat de la distanță, fără mască, care face o ședință cu ele, e filmat tot, o să vedeți imaginile, după care primește telefonul și vine cu ele în fața sediului DNA. Dacă vă veți uita cu atenție la imagine, o să vedeți, eu l-am filmat pe acest individ, cum tot timpul le spune acelor femei ce să facă. Aduce ouă femeii care a aruncat cu ouă. Îi arată cu degetul, du-te și aruncă cu ouă după ăla. Du-te și dă cu lapte după ăla. Deci a folosit acele femei. Și se vede clar, este filmat, oameni buni. Deci ăla este organizatorul scandalului cu femei. Au venit acele femei, o să vedeți din înregistrările mele, eu nu le-am provocat, nu le-am spus nimic, le-am întrebat civilizat și frumos de ce au venit acolo. Întrebări legitime. În calitate de jurnalist independent, nu mai dezbatem această problemă. Cine sunt eu, cum sunt eu jurnalist independent, mi se pare absurd. Cred că numai în România un om care a absolvit facultatea de jurnalism, e licențiat în jurnalism, are o experiență de 26 de ani de presă, da? Trebuie să explice de 1000 de ori unora care îi spun că nu este jurnalist, care ei la rândul lor nu sunt ziariști, habar n-au, da? Da, mă rog, nu mai intru în acest detaliu, cine vrea poate să scrie Mălin Bot, jurnalist independent, și găsește toate detaliile. Bănuiesc că se uită lume la acest live și oameni care nu cunosc activitatea mea. Veți vedea din imaginile filmate că acele femei sunt cele care în continuu au aruncat cu ouă, au aruncat cu lapte, au făcut scandal. Deci știrea trebuia să fie că Dragnea a organizat un scandal la sediul DNA, oameni buni. Asta este știrea, asta este adevărul, asta este realitatea. Nu ți-au dat televiziunile. Da? Mai departe. În momentul în care Dragnea ajunge la Direcția Națională Anticorupție, este însoțit de către acești doi cetățeni, unul în dreapta, unul în stânga, ăla de lângă mine în tricou alb. Veți vedea în imaginile pe care le-am montat pe Facebook, sunt puse pe Facebook, le-am pus și pe TikTok. Veți vedea, și mulțumesc celui care mi-a trimis tăietura respectivă, exact momentul, Dragnea intră la DNA și după ce intră la DNA, deci individul ăla n-ar nicio scuză, că el l-a protejat, pe n-ar nicio scuză, că Dragnea era în clădire, deci el nu mai trebuia să aibă treabă cu nimeni din acel moment. Și după ce Dragnea intră în clădire, mă prinde de mână, se vede clar cum încearcă să-mi rupă aparatul și se vede cum eu vin cu mâna peste și încerc să mă eliberez. Moment în care un operator se dezechilibrează, pică în față cu camera, a văzut că mulți au interpretat chestia asta ca fiind un gest intenționat al acelui cameraman. Nu, nu este un gest intenționat. Eu vă spun că am lucrat în televiziune, acele camere sunt foarte grele. Sunt foarte grele. Și când există o busculadă, dai pe spate, încerci să revin apoi, te dezechilibrezi cu ele. Nimeni, niciun operator niciodată nu o să folosească camera pentru a lovi pe cineva, pentru că și-o strică și e pe semnătura lui. Și camerele alea costă mii de euro, oameni buni. Deci niciun operator niciodată nu o să dea cu camera, că o plătește el dacă o strică. Și sunt echipamente
care au anumită, toate echipamentele astea, mai ales cele profesionale, au o doză de sensibilitate. Deci, acolo, indiferent ce ați văzut în imagini, acel operator s-a dezechilibrat și a căzut în față cu camera și în momentul respectiv, când cetățeanul s-a văzut lovit în cap cu camera, i-a și provocat o tăietură, ați văzut, camera are o parasolar care e destul de ascuțit. Atunci el, eu bănuiesc că mi-a dat drumul la mână, pentru că eu eram atent, mă chinuiam să-mi eliberez dispozitivul meu de filmare video ca să nu mi-l distrugă, că nu pot, oameni buni, la fiecare filmare să-mi distrugă cineva un echipament. Nu se poate așa ceva, nu e ok. Ce mai este foarte important și am dorit să punctez în acest material live? Comportamentul jandarmeriei române. Vă invit să vă uitați pe materialul filmat astăzi. Linkul, vă repet, este în textul de descriere al acestui live. Mie mi-apare sus, în postare. Și în comentarii. Dacă nu intrați pe canalul meu de YouTube, căutați Mălin Bot YouTube. E canalul meu, ultimul material postat este reportajul filmat astăzi. Și o să vedeți, dacă aveți timp, căutați și Mălin Bot Dragnea DNA 2017 și o să vedeți că jandarmeria astăzi a avut exact aceeași atitudine din 2017. Existând o diferență majoră, și anume că atunci Dragnea era șef la Parlament, secretara lui era ministru de interne și astăzi e Orban șef la Parlament și Bode, ministru liberal, este ministru de interne. Dar șefii jandarmeriei și mai jos sub ei, sub șefii, șefii de batalioane sunt tot ăia, oameni buni. Sclavi, credincioși, infractorul lui Dragnea. De altfel, când i-am întrebat, n-au zis nimic. Pentru că știau ordinul și știau și ei că eu am dreptate. Să vă uitați în privirile lor, da? Este inadmisibil, dragii mei, ca după tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, să avem un ministru de interne total servil intereselor PSD-iste și găștilor PSD-iste din Ministerul de Interne. Să avem aceeași șef la jandarmerie, să avem același comportament în stradă, oameni buni. Sigur, nimeni nu-și dorea ca acele doamne pensionare să fie luate pe sus cu duba. Dar agresorul trebuia luat cu duba. Cetățeanul care coordonează pensionarele pe care eu l-am indicat jandarmeriei, da? Trebuia luat pe sus cu duba, oameni buni, și dus la secție. Și pensionarele respective, o să vedeți, să vă uitați la imagini, să vedeți că ele săracele stăteau acolo și ăla venea și le spunea, ăla îi aduce un nou acelei femei și femeia bagă o într-un... Avea acolo un suport de la de 6 ouă, da? Cu o frază sau cum naiba îi spune, da? Și o să vedeți, îi arată cu degetul și spune, el nu știa că filmez pentru că filmând cu aparatul ăsta foarte mic, probabil nu și-a dat seama. Și arată cu degetul și spune, du-te după ăla și aruncă cu ouă, du-te după ăla și aruncă cu lapte. Deci pe ăla, dacă lua jandarmeria în secunda 2, cum a luat pe mine de atâtea ori cu stâlp cu tot, da? Se termina tot scandalul, nu mai era niciun scandal, oameni buni. Jandarmeria trebuia să se ocupe de ordinea publică la intrarea în instituție. Nu să vină Dragnea cu niște interlop ca la în alta curte. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Este inadmisibil, dragii mei. Inadmisibil. Aceasta este starea de fapt. Televiziunile au relatat o mare mizerie. Vă rog foarte mult, dragii mei, să mă ajutați să încercăm să facem adevărul să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă rog foarte mult să distribuiți acest live și reportajul cu imaginile de la fața locului. Și dacă ați văzut dumneavoastră cu ochii dumneavoastră la televiziunile de știri, relatările, și dacă ce ați văzut e total diferit de ceea ce vedeți în filmările mele, care sunt filmări brute, lipite, da? Fără să fac eu comentarii din off, deci talec vale. Ce e acolo, what you see is what you get, da? Și dacă ce vedeți în ceea ce am filmat eu este total diferit de ceea ce ați văzut la vreun post TV, vă rog din suflet, oameni buni, intrați pe internet, scrieți sesizare CNA sau pe pagina mea de Facebook, am pus linkul. Și un formular simplu pe care îl completați acolo. Numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, emisiunea Postul TV, ora la care s-a difuzat și scrieți acolo. Dom'le, au acuzat un om, l-au calomniat, au mințit, n-au dat punctul lui de vedere și au adus acuzații grave fără dovezi. Realitatea este cu totul alta. Este foarte important să facem acest lucru. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care
mi-ați transmis link-uri, mi-ați transmis bucăți din ce au dat televiziunile. Eu am fost foarte ocupat să montez. Nu am avut timp să monitorizez și mă ajută foarte mult. Cred că o zi întreagă mi-a salvat treaba asta. Eu am să iau pentru fiecare post de televiziune și am să fac câte o sesizare separat pe parcursul zilei de mâine. După care am să mai fac două lucruri. Și știți că eu, cu privire la tot ce fac profesional, că viața privată e viață privată, eu, totul e public, totul e transparent, la mine nu există procese, tot, venituri, tot. Bun. În virtutea acestei transparențe cu care eu mă mândresc și pe care eu mă impun, vreau să vă mai informez că am să mai fac două lucruri. Unu, am să fac o sesizare la Ministerul de Interne, să vedem ce răspunde domnul Bode, cu privire la atitudinea jandarmilor. Și am să depun o plângere penală la parchetul judecătoriei de sector, nu știu exact sediul DNA pe ce sector este, pentru agresiune, pentru tentativa de distrugere și de tâlhărie, pentru că el a încercat să-mi smulgă dispozitivul de filmat, se vede clar cum încearcă să-mi-l smulgă, da? Am să depun sesizare pentru aceste fapte, solicitând să se constate, poate nu sunt infracțiunile pe care le reclam eu, poate sunt alte infracțiuni, să constate procurorii și să ia măsuri împotriva acelui cetățean agresiv. O să fac treaba asta și o să vă țin la curent în legătură cu evoluția sesizării administrative și plângerii penale. De asemenea, o să vă țin la curent în legătură cu ce se va întâmpla la Consiliul Național Audiovizual. Este o bună ocazie pentru toți cei care, în special cei care ați votat USR Plus și PNL, pentru că aceste partide și-au numit membrii noi în Consiliul Național Audiovizualului, este o bună ocazie să testați onestitatea celor care au fost numiți și să vă confirmați dacă e corect că a susținut aceste partide sau dacă nu cumva a fost o greșeală. De ce? Pentru că dacă depuneți sesizări, ei vor fi obligați să vă răspundă și pe site-ul CNA-ului o să vedem fiecare cum a votat. Și o să am grijă să vă informez și cum votează Mircea Toma, și cum votează reprezentanții PNL-ului și restul membrilor Consiliului Național Audiovizualului, cărora le plătim salarii foarte, foarte grave. Loredana de la Epoch Times, Loredana Diacu, ea într-adevăr m-a întrebat, cred că a și filmat ce s-a întâmplat acolo. Femeia care a aruncat cu ouă a fost amendată cu 500 de lei, este singura persoană amendată astăzi acolo. Sigur că nu vreau să se interpreteze că mi-aș fi dorit ca acele doamne pensionare să fie luate pe sus cu duban. Nu vreau așa ceva, nimeni nu cred că vrea așa ceva, să vedem bunicuțe luate pe sus de jandarmerie. Dar cetățeanul care e cu ele, și o să-l vedeți în filmări, că este clar coordonatorul lor și cel care le împinge de la spate să comită acele fapte. Ăla trebuia ridicat și se termina tot bâlciu. Tot bâlciu se termina. Când Dragnea s-a dat jos din mașină, jandarmii trebuiau să asigure accesul în instituție. Nu interlope aduși de Dragnea. Exact ca la înalta curte, oameni buni. Deci jandarmeria este într-o mega culpă la faza asta. De ce? Pentru că șefii jandarmeriei sunt niște pesediști împuțiți, oameni buni. Împuțiți, da? Creierul lor mustește a pesedism. Dacă le iei sângele și te uiți la microscop, da? Îi înțepi în deget, iei sângele și te uiți la microscop, o să vezi că globulele lor roșii sunt în formă de seceră și ciocan. Asta este jandarmeria. Jandarmeria română este o mare mizerie. Sunt de fapt fostele trupe ale securității. Nu este o instituție în interesul cetățeanului român și plătitorului de taxe și impozite. Este o instituție pesedizată până în măduva oaselor, securisto-comunistă fesenistă, care trebuie desființată, oameni buni. Desființată. Toți cei care sunteți susținători PNL și alegători PNL, pentru că știu că mă urmăresc foarte mulți oameni din PNL, vă rog foarte frumos, trimiteți mail-uri pe site-ul guvernului la prim-ministru. Bode nu poate fi lăsat să scape și de data asta, oameni buni. Trebuie pusă presiune pe Florin Câțu să facă ceva cu Bode, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Nu se poate să ai un ministru marțafoi, marionetă a grupărilor de mafie pesedistă în Ministerul de Interne, oameni buni. Nu se poate. Deci dacă scapă și cu asta, să știți că nu e de bine.
Nu e de bine. Prejudiciile pe care Bode le aduce Partidului Național Liberal prin compromisul jenant pe care îl are cu găștile PSD-iste din Ministerul de Interne este imens, oameni buni. Imens! Deci, dragi prieteni liberali, dacă nu vreți ca în 2024 să fiți sub 10%, rezolvați-l pe Bode. Rezolvați-l, dragi prieteni. Aveți o mare problemă. Cea mai mare problemă. Se cheamă Bode, hashtag aceeași mizerie. Rezolvați problema. Vă mulțumesc frumos, dragi prieteni, tuturor celor care m-ați ajutat, tuturor celor care puteți să mai trimiteți link-uri dacă vedeți de la emisiuni TV. Mâine am să centralizez tot și am să încep să fac sesizările la CNA. Și vă rog foarte mult, uitați-vă la imagini, judecați și dumneavoastră și dacă se poate să distribuiți acest live și materialul de pe YouTube ca să ajungă adevărul la cât mai multă lume. O să ne vedem mâine. O să vă explic demersurile pe care le-am făcut, ce s-a întâmplat. Am scris deja la TVR, am solicitat dreptul la replică, am trimis pe mai multe adrese din TVR. Dacă nu mi-acordă dreptul la replică, Ion Cristoiu, dintre tot ce s-a relatat pe televiziune, a fost cel mai urât, a vorbit, a mințit, a insultat, a calomniat. Cel mai probabil, 99%, voi da în judecată televiziunea română și pe Ion Cristoiu pentru ceea ce s-a întâmplat. Spun 99% pentru că dacă televiziunea română îmi va acorda dreptul la replică în condițiile prevăzute de lege, sigur, atunci ei sunt de bună credință și rămâne răspunderea lui Ion Cristoiu. Dar trebuie sesizările făcute la Consiliul Național al Audio-Vizualului. Vă mulțumesc frumos, dragii mei, și uitați-vă la imagini, imaginile vorbesc de la sine. O seară plăcută tuturor!